Bucuria de a vedea un telefon cu display mic a fost de scurtă durată și asta pentru că Apple renunță la modelul mini din seria iPhone 12. This is iPhone 12 mini. Mai mic și mai ieftin nu înseamnă neapărat mai bun. Este concluzia la care a ajuns Apple la 4 luni de la lansarea seriei iPhone 12. Cel mai mic model a încântat utilizatorii pe net, însă acest lucru nu s-a văzut în vânzări. Doar 6% dintre cei care au cumpărat un iPhone 12 au optat pentru modelul mini, astfel că Apple a decis să stopeze producția telefonului. Doar unitățile deja disponibile vor mai putea fi cumpărate. iPhone 12 mini a venit cu un display de doar 5,4 inci, o baterie mică și un preț de 699 de dolari. Nu avea competiție deoarece Samsung și Xiaomi nu au lansat de mulți ani un telefon atât de mic, iar telefonul a avut recenzii pozitive din partea specialiștilor. I love the iPhone 12 mini. It just feels so much better to hold. It's more ergonomic. I can even reach the control center panel swipe down thing by reaching my thumb up to it without contorting my whole hand. It is still way more pocketable than most smartphones today. And it manages to do all that without making you give up too much to get a smaller phone.